tu poți să-ți încălzești mai rapid mașina. Am nevoie de o bandă de izolat, de un cuțit. Bună dimineața, dragi iubitori de mașini! După cum vedeți, băieții nu lucrează, acum este liniște în Cosmopolis. Ce facem astăzi? Având în vedere faptul că cel puțin Smart-ul, da? Aici de față, în zilele mai răcoroase se încălzește mai greu. În cadrul materialului de astăzi o să explic exact cum poți să-ți încălzești mai rapid și mai eficient mașina pe care tu o conduci. Hai să o pornim pentru început și să-ți explic setările din interiorul mașinii. Ca mașina să se încălzească mai repede, e important să o pornești și să faci asta. Să dai drumul la climă, ca turația motorului să crească, să dai drumul la încălzire pe prima treaptă și să nu-i dai la maxim la căldură. Să-l pui undeva la mijloc, înspre cald. Dar mai important decât asta, în cadrul materialului de astăzi, o să-ți mai dau un pont prin care tu poți să-ți încălzești mai rapid mașina. Pentru asta am nevoie de o bandă de izolat, de un cuțit și de puțină atenție. Hai să vedem cum facem. Am potosoii ăștia frumoși. O opresc deocamdată. De fapt nu opresc, o las să meargă în așa fel cât să se încălzească. O să vreau să dau jos grila din față, să o dau de tot jos. Tocmai a rupt cuțitul. Ciudat. Fernic. Și-am dat grila jos. M-am berit și la mână. Așa arată Smart-ul fără dinți. Asta e grila. Opresc totuși până terminăm manevra. De unde m-am inspirat? De la seria 6. Seria 6, în momentul în care era foarte frig afară, închidea grilele în așa fel încât să se încălzească mai repede mașina și să poată să-ți ofere temperatură crescută mult mai eficient. Bun. Așa arată grila. L-am lipit prin spate. Și acum încercăm să o punem înapoi. Cum o punem înapoi? Și am închis grilele. Acum o pornim din nou. Dau drumul la căldură pe prima. Important, dacă aveți climă, să o lăsați pornită. Și acum, teoretic vorbind, motorul o să se încălzească mai repede, ceea ce e super tare. Și astfel, poți ca temperatura interioară a mașinii să-ți crească mult mai repede. De ce am făcut materialul acesta? Că de foarte multe ori avem tendința să ne punem în mișcare cu mânuși, geci, căciul pe noi și să ne punem viața în pericol pentru simplu fapt că ne este frig. De ce nu este bine să faci asta? Pentru că centura nu mai funcționează corect când ai geacă pe tine și în momentul în care o așezi peste geacă, ai un amortizor ce o să creeze o tensiune foarte puternică în momentul în care ai avea, Doamne ferește, un accident. Tocmai de aceea îți recomand să faci modificarea asta în așa fel încât temperatura motorului să crească mai repede, să nu aibă acces la un aer rece, un debit mare de aer rece. Și astfel, prin intermediul acestei mici modificări, ce o să dureze 5-6 minute maxim, o să poți să îți crești temperatura din incinta mașinii mult mai rapid. Da, și pentru că este prima zi de Crăciun, vreau să vă urez un Crăciun fericit și să vă bucurați de prezența celor dragi în jurul vostru. Și mai important decât asta, profitați de fiecare secundă pentru că viața e frumoasă. O las un pic să se încălzească, să ne putem pune în mișcare cât mai eficient. Și asta e urmă de sânge. O să dau cu VD40 jos.
Așadar, ăsta a fost materialul de astăzi. V-am salutat și nu uitați, iubiți-vă mult mașinile! Pa, pa!